Pro-România refuză să dea ochii cu presa. Prezent astăzi la Drobeta Turnul Severin, Victor Ponta a fost primit de reprezentanții organizației județene cu surle și trâmbițe. Speriați că trebuie să răspundă întrebărilor presei, mai mari locale ai partidului au interzis accesul jurnaliștilor la eveniment, cu excepția televiziunii de casă. Potrivit unor surse din interiorul Pro-România, Constantin Gherghe este cel care s-a ocupat de organizare și tot el ar fi dispus interzicerea accesului presei la eveniment. Constantin Gherghe se ferește de ochii presei. Așa putem deduce din modul în care a fost tratată presa la evenimentul organizat chiar de către fostul edil pentru primirea lui Victor Ponta. Gherghe a restricționat accesul jurnaliștilor la întâlnirea candidaților pro-România desemnați pentru alegerile locale din 27 septembrie. A fost acceptată doar televiziunea de casa lui Gherghe, în timp ce restul jurnaliștilor s-au izbit de refuzul pasnicilor postați de acesta la intrare. Surse din pro-România au declarat că cel care s-a ocupat personal de restricționarea jurnaliștilor a fost chiar Constantin Gherghe, cel care le-a trimis ordine clare agenților de pază. În spatele meu are loc desemnarea candidaților pentru alegerile din data de 27 septembrie. Din câte se poate vedea, presa filmează din spatele gardului, întrucât accesul acesteia a fost restricționat de către organizatorii întâlnirii. La Birla Mare, Spătărelu Gogu, inginer antreprenor. Domn Gogu, succes! La Godeanu, Gheorgheci, Sabina Roxana. Președintele Pro-România, Victor Ponta, a fost întrebat despre accesul jurnaliștilor la eveniment și despre faptul că aceștia nu au fost lăsați să participe. În stilul caracteristic, Ponta s-a spălat pe mâini și a pledat nevinovat în fața reporterilor, precizând că nu a avut cunoștință despre un astfel de incident. Asta de vorbă și care a filmat din spatele gardului? De ce filmat din spatele gardului? Păi, n-am avut voie. Aoleu, probabil condițiile de organizare ca să fie totul în regulă, da? Având în vedere că un echipaj al presei a fost deja acolo de la o altă televiziune, mă gândesc că și ceilalți membri ai presei mehinite ne-ar fi avut voie. În primul rând îmi ții masca ca să respect și în al doilea rând toată lumea de la presă e totdeauna binevenită. Mulțumesc, așa, că fii bună! Care să fi fost motivele pentru care Gherghe a interzis accesul presei este o întrebare cu mai multe răspunsuri. Poate s-a temut de întrebări care să-i șifoneze imaginea de candidat sau pur și simplu nu dă doi bani pe libertatea de exprimare. Dincolo de orice răspuns, rămâne realitatea. Gherghe și Pro-România se tem de presă și fug de ea cât îi țin picioarele.